implicate. Ele vi se implică în aceste activități extrașcolare și chiar au idei în realizarea și propunerea lor. Și de asemenea, zic că este un liceu care are un colectiv de care e dat, cu cei care se implică sunt foarte bine pregătiți și deschiși către propunerile și ideile elevilor. Cam ce competențe vor avea elevii la final? Și spre ce facultăți s-ar putea... Da, profilele pe care le propune liceul se pot îndrepta către orice facultate, pentru că profilul matematică, informatică, științele naturii oferă deschidere către facultățile de profil real, inclusiv medicină, farmacie și așa mai departe, iar la profilul uman către, mă rog, facultăți de drept, limbi străine, geografie, deci nu cred că există vreo facultate care să nu poate fi abordat în urma absolvirii liceului teoretic de Nicolae Iorga. Adăugând și acest profil vocațional, care sperăm să fie de interes pentru viitorii elevi. A fost vizitat standul zile acestea? A fost vizitat. Și cum sunt elevii? Curioși? Timiți, am auzit? Nu, curioși, marea lor majoritate își doresc pliantul pentru ca să nu fie nevoie din alte părți. Ca să nu pui pune prea multe întrebări. Da. Ei își doresc pianul și să studieze liniște acasă, mare majoritate. Cred că foarte mulți dintre ei au deja idei asupra liceului la care vor dori să ajungă, doar că acum este un ultim moment în care, eventual, cei care sunt nevoiți să mai gândesc. Să se un mesaj pentru elevi? De ce ar trebui să vină la aici, la liceul dumneavoastră? Cred că mesajul s-a transmis prin ceea ce am spus mai înainte. Să vină pentru că e un liceu dotat și este un liceu la care profesorii sunt deschiși către nevoile acestor. Mulțumesc!